Cooperarea în domeniul educației între România și Republica Moldova va continua pentru anii de învățământ 2016-2019, în baza unui memorandum aprobat de guvernul de la București. Astfel, România va acorda anual 950 de locuri de studii în învățământul preuniversitar de stat, fără plata taxelor de școlarizare tinerilor din Republica Moldova. Pentru studiile de licență, România va oferi anual 1100 de locuri fără plata taxelor de școlarizare. Totodată, începând cu anul academic 2016-2017, statul român majorează numărul de locuri la studiile universitare de masterat, doctorat și studiile postuniversitare de rezidențiat, acordând anual 200 de locuri scutite de la plata taxelor de școlarizare. Protocolul mai prevede acordarea de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România a unui număr de 25 de burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație română organizate de universități din România. De asemenea, mai sunt disponibile 1000 de locuri în tabere pentru elevii și studenții din Republica Moldova.